Dacă nu este cultură, nu este nimic. În 88 am început cu ansamblul Isoraș. Și fără muzică și fără asta își băteam din palm. Eu cântam, eu dansam. Asta e. Cum a fost perioada asta de pandemie pentru dans? Aveau dor de dans, mă întâlneau cu părinții, îmi spuneau, domnule, când începem dansul, pentru că copiii vor să danseze. Care au fost succesele? Rar, ori dacă luai locul 2. Nu mă uit la nimic, neasă lucruri, așa cum vreau eu. Dar cum e în Moldova remunerarea culturii? Să trăiești în familie cu 5.000 de lei, acel care știi multe, nu știi nimic. Asta e. Facem cultură, nu politică. Vă salutăm și vă spunem bine ați venit la emisiunea Direcția Succes. Eu mă numesc Marius și continuăm să abordăm cultura Republicii Moldova. Astăzi vorbim despre dans. Și cine din oraș Cahul nu îl știe pe Ion Arabagi, maestru în artă, coreograf, dansator. Bună ziua! Bună ziua! Pentru cineva care nu vă știe, cum v-ați prezenta? Prea mult mă cunosc, cred eu, pentru că mulți copii au trecut prin ansamblul meu, ansamblul de copii, Nufărul, și pentru cei care nu mă cunosc, eu sunt Ion Arabagi, coreograf ansamblului Izvoraj și ansamblu de copii Nufărul. De ce vă place dansul? Cum ați ajuns la ideea că vă place dansul și cum ați venit în domeniul ăsta? Deci eu în anii 81 am făcut studii în ansamblu Joc. Deci începutul meu a fost prima școală academică în ansamblu Joc. Și ați venit mai apoi în Cahul? După studiile Joc am mers la Colegiul de Arte de la Soroca, pentru ca atunci când, în anii 80-83, când am reventat Academia Joc, păi mi se dădea la mână doar o adeverență, precum că poți activa ca artist de balet și poți activa în colectivii de dansuri populare. Da. Dar de fapt de baștină sunteți din municipiul din raionul Cahul? Eu sunt de baștină din satul Giurgiulești, raionul Vulcănești atunci era. Acum, da, am trecut la Cahul. Din copilărie ați vrut să fiți dansator sau cum a apărut dorința asta? Dorința asta a apărut din anii 1977, când am început primii pași în satul Giurgiulești. Era un colectiv de tineri și de acolo am început și eu să simt căldura, să simt pasul de dans. Cum a fost experiența la Joc? În primul rând sunt foarte mulțumit pentru că am luat parte la acest Academia Joc. A fost un concurs, în primul rând vreau să spun că până ajunge la Academia Studii Joc, am fost câteva concursuri, pentru că foarte, foarte mulți tineret dorea atunci să danseze, să iei parte, doar numai denumirea când era Joc, asta era de acum ceva. Și am trecut concursurile și am nimerit în ansamblu Joc. Și cu Jocul câte spectacole ați avut? Cu Jocul, ca tineri dansatori, de-abia noi am început la sfârșitul, pentru că am făcut studiile în jur la 2 ani, apoi câte un pic ne dădea voie să ieșim în scenă când era un spectacol mare care nu se ajungea dansatori, atunci ne mai băgau și pe noi ca tineri să ieșim, să avem o mică practică, nu poți să dai drumul la un dansator tânăr
imediat în scenă, pentru că trebuie să ai o puțin pregătire, o puțin emoțiile astea care trebuie să le așa, treptat trebuie să le dea. Atunci înțelegeam altfel, acum că fiind ca coreograf, înțeleg cu totul altfel. Care a fost dansul vostru preferat de la joc? Oh, și în momentul de față, dacă te scoli la ora 3 din noapte să dansezi dansul răzășească, dansul nunta, dansul multe, și pareți le dansești în momentul de față. Care, necătând că a trecut atâți ani. Care a fost primul dans învățat? Noi aveam dansul răzășească, care era a jocului pe timpuri, pentru că s-au schimbat din multe caractere acum la momentul de față. Atunci învățam nunta, învățam cum ne băgat la început, pentru că dansul nunta când era, păi era un era nevoie de mult dansatori în scenă și trebuia multe dansuri și așa. Noi atunci aveam mai multe genuri de dansuri. Înainte ce era joc? Să te duci să dansezi în joc, să mergi peste hotare, să nu știu ce, să nu știu, vrei să vezi lumea, în jurul lumii. Era un spectacol foarte interesant. Să ducea jocul cu jumătate de an, nu era în țară. Și toți vreau să nimerească acolo, să meargă, să vadă, să fie interesant. Și de atâta... Și sfântuindu-l cu băieții, cu ansamblu, băieții de la ansamblu joc, fiind puțin mai în vârstă, mi s-a propus mai bine fă-ți colectivul tău și urmează singur acest țări și a să fii plimbat și așa mai departe. Am fost în Soroca, am avut nevoie de doar diplomă, pentru că de dans sau domnul știam să dansăm bine, dar trebuia să avem de angajat la lucru, trebuia să ne angajăm doar cu diplome. Și am fost nevoit să merg să termin colegiul de arte din Soroca. Înainte cum era, veneau, propunea de la Raioane, veneau primar, ori veneau șefii secției de cultură și propuneau ca să participe, să vii ca tânăr specialist în domeniul dansul coreografului, să vii să participi la noi, să lucrezi în ansamblu cu tare. Am avut și Tiraspol a fost, am avut și în Chișinău în primul rând nici să discuta. Mai multe am avut, dar am hotărât să vin aici la Cahul, mi s-au propus multe ca tânăr specialist, ca să avem un loc de spațiu, de trai, dar până în momentul de față, mulțumim. Da, primul a fost Nufărul sau Izvoraș? Am început cu, în 88, am început cu ansamblul Izvoraș. În 96 am fondat un ansamblu de copii, Nufărul. Și ansamblul de copii cumva a devenit o academie pentru Izvoraș? Deci, să spun mai corect, tineretul în ziua de azi termină școala, merg mai departe pentru a studia mai departe cu lucru, rămâneam fără tineret. Și am hotărât în ultimul moment, ca să promovez, să fondez un ansamblu de copii, ca să i-am pe mine aici pe loc, pregătiți de mine. Când ați fost în Izvoraș, ați fost și dansator și coreograf. De la început am fost și dansator și coreograf, și fără muzică, și fără asta, și băteam din palmă. Eu cântam, eu dansam. Asta e. Cum a fost perioada asta de pandemie pentru dans? A fost cam complicată, pentru că am trecut până luna martie, când am avut ultimul spectacol pe data de 4, am avut un spectacol cu ansamblul Nufărul. Și apoi am intrat în ce am intrat.
deoarece copiii au fost pregătiți, orice grupă, cam 6 grupe de copii și toți cu număr mare de copii, am de 16 perechi, 15, 14 perechi și au fost pregătiți orice colectiv, orice grup din ansamblul NUFUR aveau deplasări peste hotare, pentru că asta e, pentru să fie mai interesant a copilului, trebuie să meargă și peste hotare, nu trebuie să, o bună pregătire, trebuie să arăți peste hotare. Mândria noastră, dansul nostru popular, a fost foarte complicat, a fost, n-am avut repetiții, copiii s-au supărat pentru că, ca copilul, n-a putut să meargă peste hotare, a fost pregătiți. Muncă multă s-a depus pentru ca acel copil să meargă peste hotare, am avut multe muncă depusă. Și într-un moment s-a întâmplat ce s-a întâmplat, că repetiții n-am mai putut să mai facem copii online. Nu cred, lucrul ăsta nu este online. Ceea ce se învață, se învață aici în scenă, în sala de dans. Asta e. Online, nu-s de acord cu cei care încearcă să facă ceva, spectacol. Acum situația s-a mai stabilizat puțin. Cum a fost revenirea la lucru? Acum, de la început a fost parțial, am lucrat cu câteva perechi. Lucram de dimineață până în seară, că școlile învățau care dimineață, care după amiază și copiii care vineau dimineață, vineau la dans, care după masă vineau și cam țineam puțin măcar în formă pentru ca să aduc aminte, să readuc aminte dansul, mișcările, să-i punem pe picioare ca să poată să treacă momentul, să unim, ca să revenim iarăși la munca noastră. Și crezi ca să revenim cumva la forma normală și la concerte? Și la un dansator, un colectiv bun pregătit, eu cred că mult nu trebuie, știi, pentru că da, depinde și de grupă, pentru că în momentul ăsta s-a observat un pic, pentru că când a fost în momentul ăsta de pandemie, deci aveau dor de dans, mă întâlneau cu părinții, îmi spuneau, domnule, când începem dansul, pentru că copiii vor să danseze. Cum copiii vor să danseze? Câteodată ei nu mai vor să danseze, pentru că s-au sutrat, nu știu ce, că-i fugăresc, că-i avem mult de lucru. Dar acum copiii singuri își doreau să vină și să promovăm cultura noastră, dansul nostru. Dar care au fost succesele cu ansamblul NUFUR, să începem? Păi, dacă să luăm așa din anii, primul an 96 când am format primul grup de copii, păi următorul an noi am fost la un foarte, foarte scurt timp, deci lucram în fiecare zi, că aveam numai o grupă. Și era un moment, a fost o invitație la Chișinău, la festivalul Alunelu, care noi am luat locul 2 în Republică, în timp de un an. Deci erau pregătiți, este documental, este tot. Încă atunci erau ficiorii lui domnul Vasile Advahu, au compania de dânsi pe scenă, la Palatul Național. Și a luat copii, nu fără și locul eventual 2. Ați început și cu festivalul internațional? Cu festivalul internațional să mă laud eu așa să spun că noi, într-adevăr, noi din locul primul mare, locul întâi, rar ori dacă luai locul 2. Pentru că și acolo când erau festivalul concursii, erau pe etape, deci pe anișori. Anul de la cutare până la cutare, anul până la cutare până la cutare. Adică nu erau de la mic la mare în un concurs. Nu se poate așa ceva. Dar cu Izvorașul, care au fost succesele? Cu Izvorașul, să spun aici, succesii au avut foarte multe. Pentru că, da, și mult s-a lucrat. Mult muncă am depus, mult energie, pentru că vă dați seama, în anii 2008 am participat la festivalul internațional din Saratov,
Unii ne-am întors acasă cu medalia de aur. A fost Uniunea Sovietică, țările, 15 țări, care au fost din toate țările, au fost câte un colectiv, două. Dar ansambluri, pe ansamblu doar numai de dansatori, ansamblu undeva erau peste 20 și ceva de colective, care noi în fiecare zi, noi pe parcursul 10 zile, pot să mă greșesc un pic, păi noi în fiecare zi avem concursuri, avem concursuri. Din aceste multe colective s-au ales doar numai 7 colective gala concert. Concursul gala concursului. Și atunci toți trebuia doar 3 colective să iasă învingătoare. Izvorașul a fost pe primul plan, primul loc, medalia de aur. Știu că ați fost și în India cu ansamblul Izvoraș. Cu India am fost în 88, în 88, dar cu colectivul care am început de-abia să lucrez cu dânșe. Fiind ca tânăr specialist, aici în colectiv nu mai era coreograful, venind aici era disformat ansamblu deja. Și când au zis că este coreograf, a venit un nou specialist, dansator, coreograf, atunci s-au anunțat, cum să spun, și în timp scurt, foarte timp scurt, noi ne-am pus pe picioare. Am adunat 8-10 perechi, am adunat, ca să ajungem în India, nu așa de ușor, am fost nevoit să facem un concurs național pe Republica Moldova și atunci noi am învins, am luat primul loc. Și acel care a luat primul loc, am plecat în India. 40 zile. 40 zile. Cum a fost plecarea asta? Repasarea asta? Ca să spun ceva frumos. Pentru că în momentul ăla n-am fost nici într-o țară așa, știi, ca India, la ocean, la capătul lumii și să vezi, noi eram copii, duminica arăta cu chinouri indieni și noi mergeam și ne uitam și ne-am adus aminte ca un copil, ne-am adus aminte și acum stăteam, asta e India, asta e așa, uite așa, uite oameni și când îi vezi în realitate, într-adevăr, bogații și săraci, cum trăiesc bogații, mărginile, cum trăiesc săraci. N-avem dreptul să dăm la un copil țijale de dânsul, să-i dai ceva, o bomboană, oriceva. N-aveai dreptul, pentru că dacă te dai aceeași bomboană, țijale, să-i dai să mănânci copilul ăla, păi vineau, te-au stupau, rupeau din tine, numai să le dai la toți. Deci a fost pentru noi o interesant lucru, frumos. Și eu știu că ați fost în Spania. În Spania a fost în anii 2000-2001 am fost și în Portugalia. Am ajuns în Portugalia. Nimai povenit. Interesant. Lucru ca să mergi atât drum lung ca prima dată să vezi că nu era deschis pentru așa colective, știi, să umbli așa țări, dar pentru noi era foarte interesant. Am văzut frumusețea frumuseților. Eu mă mândresc pentru că asta e munca mea și o fac din suflet și o fac, nu mă uit la nimic, nias în miață lucrul așa cum vreau eu, cum îl simt eu și dacă simt bine, înseamnă că a să placă la toată lumea, a să plac ceea ce fac eu. Cum apreciați cultura și nivelul culturii în Republica Moldova? Fiind ca tânăr specialist în anii trecuți, noi ne adunam ca coreografi, ne adunam, făceam seminarii care ne adunam toți coreografii la Centrul Creației de Cultură, ne spuneam neajunsuri sau o colaborare între coreografii, mai făceam, ne mai consultam ce facem, cum să facem. Acum, la momentul de față, au cerut lucrurile astea, nu prea să fac, chiar dacă să fac, să fac ca un mic business. Și da, cultura cu businessul nu prea e bine. Deci asta e, nu-mi place mie un lucru. Multe colective au dispărut, pentru că în ce mod au dispărut? Au dispărut coreografii, nu mai sunt acei care mai buni, au plecat.
peste hotare. Pentru că pentru un trai mai bun, pentru că aici, într-adevăr, salariu mic, dar asta e situația. Și nu îi judecăm noi. Și de atâta cultura este, va fi, dar aprecierea e mai puțină. Dar care sunt avantajele la cultură și ce vă place? Tradițiile, poate, nunțele? Înainte să făcea nunțele în cort. Acei dansatori erau publicul, adică mesenii, invitații, ei dansau. Acum de ce s-a schimbat un pic, toți, cum să spun, toți stau la masă, se privesc ca un spectacol. Asta de acum nu mai este tradiția aceea. Nunțelele care se făceau odată și odată nu erau. Acum, ca să te duci, dansezi un perechi de dansatori, dansează, dar acela spectacol. De atâta, așa. Da, e mai bine și un același un dansator mai câștig uite, o bănuț pentru că asta e. Ce-ați schimbat la capitolul la conducerea culturii sau poate la cultură la nivel național? Ce dorințe aveți? Dorința e, cum să spun, e mare, dar nădejde e slabă. Pentru că sunt, în primul rând, trebuie cultura să o menținem așa, să o menținem cum a fost, dar noi cam o leacă o astupăm. Deja suntem și criticați într-o parte care oamenii poate nu înțeleg ce înseamnă cultură, că și vorbim și până în timpul războiului era cultura, pentru că dacă nu este cultură, nu este nimic. Și noi menținem măcar ceea ce putem să mai menținem, să mai transmitem ceea ce putem să transmitem. Asta e. La nivelul național se întoarcă acele spectacole masiv de grupuri care să fac ceva frumos, ceva interesant. Asta aș dori în nivelul național. Cultura locală, cum vă pare? Vă place, nu vă place festivalurile internaționale de folclor? Adică la este că trebuie să mă laud singur pe mine sau? Deci, iar revenim așa că pe loc aici ce facem noi, avem festivalul foarte interesant, avem Nufărul Alb, care noi începând fondarea acestui festival, care eu am fost de la început și la momentul de față sunt aici. Cât o mai fi, nu știu. Asta e situația. Și am început-o cu picior drept, un pas încrezător și în 2019, da? Am avut o deschidere, eu zic, ceva frumos. Mulți prieteni m-au sunat, au fost mulțumiți ceea ce am făcut. Mulți, mulți din Republica Moldova, din țara noastră, vor să participe la acest festival, dar sunt alte condiții care eu aici n-am treabă. Dar cum e în Moldova remunerarea culturii? După merite, cred că, eu cred asta, după merite și care merite, cred că merite ceva cu cuvânt puternic, cuvânt bun. Am auzit așa chestii că dansatorii la joc, mă rog, salariile dansatorilor la joc nu sunt chiar cele mai bune, de asta și mulți pleacă peste hotare. Eu n-aș vrea să critic ansamblul joc, pentru că da, s-a schimbat conducerea, s-a schimbat mult în joc. Salariul pentru dansatori e foarte mic în joc. Să trăiești în familie cu 5.000 de lei, să stai, să trăiești, să dansezi el în fiecare zi, acolo cum era înainte. Păi noi lucram, când eram la joc, păi lucram de la 8 până la ora 3, de la ora 9 seara până la ora 11 noapte. Era pe schimburi, eram alte niște ore care noi munceam zi de noapte munceam. Dar acum
ca să cer la acel dansator să cer același ceea ce trebuie să-ți facă pentru banii ăștia. Jocul mergea peste hotare. Unica ce era, ei mergeau peste hotare, mai făceau și ei ceva ce puteau. Adică un căpec, mai câștigau și ei acolo. Aici, pe loc, aveau un salariu, dar cu Uniunea Sovietică atunci era rubla. Nu e cum acum asta. 5.000 de lei pentru dansator la joc, îmi pare rău, e foarte mic. Ca să cer ceva frumos din trânsii, trebuie să dai. Cum îmbinați cultura și munca și jobul cu familia? Care e balanța asta? Familia este familie. Nu curcăm familia. Familia e acasă, familia... Când vă veniți de la lucru, vă detașați de toate emoțiile astea de la... Să spun... Soția mea lucrează profesoară în clasele primare, a întâia, a patra. Vă dați seama ce, cum vorbiți toată ziua acolo, învață copilul, sunt nu știu ce. Vorbim. Mă întorc și eu, care de la, încep și eu lucru de la ora 1:30, 1:30, până la ora 8 seara, vorbim, țipăm, strigăm, cântăm și nu știu ce, Ajunge acasă, mort. Nici mai poți mai vorbești cu nimeni, nici mai trebuie să mai faci nimic, că înțeles că e oboseală. Dar asta sunt domenii și mai sunt. Ei bine, discutăm, dar așa. Sunt măjălui că uite, a fost așa, a fost așa. Nu. Ce a fost la serviciu, a fost la lucru, atât. Discutăm ceea ce în familie. Copii cu asta, dar în restul așa, despre lucru nu prea. Ați reușit să transmiteți iubirea pentru dans și fetelor dumneavoastră, ambelor? Cum a fost posibil? Păi, dacă să spun, să mă întorc înapoi, am început cu dânsele. Fiind ieri copii mici, fete micuții, clasa a întâia, ora a doua, nu mai rețin minte acum, cu dânsi am început. Cu dânsi chiar am început, am făcut o pregătire foarte bună pentru și am ajuns tu mancoace în Izvoraș, care au dansat și mulți ani au dansat și în Izvoraș. Făcând studii aici pe loc, au dansat mai mult. Rău că cei care termină studiile și în timpul ăsta îi pregătești, îi vezi dansatorul de a pregătit de gata și atunci te părăsește pentru că trebuie să meargă la altă școală, la alt serviciu și așa mai departe. Și atunci... De cumva toți pleacă tot din cauza faptului că nu poți rămâne doar în domeniul culturii. Pleacă pentru că fiecare să alege drumul său. Am avut elevi de-a mei, am mers în ansamblu joc, chiar în ansamblu joc să danseze. Am avut și fete care au terminat și colegiul de artă în Chișinău și credeam că se va întoarce încoace, dar asta e, a rămas la Chișinău, că acolo viața e mai interesant pentru dânși. Aici e complicat. Ca să am un mic ajutor, ca, mă rog, anii trec, să trebuie să promovez pe cineva, măcar să asta, e complicat. La momentul de față e cam complicat. Este mult de lucru și nu vor cam nimeni să bage. Care este visul și dorințele și aspirațiile noastre? Visul nu numai meu, deoarece umblăm, am în ansamblu numeros peste 200 de copii la momentul de față, am și plus Izvorașul, sala de dans, doar numai podeaua am reușit să o facem. Mi s-a promis că vor face o reparație capitală, dar părere de rău până când, nu știu, oglinzile cele de acum sunt foarte vechi, trebuie de renovat sala, vestiarul, ușile. Și acum e bine de a schimba și ușile, oglinzile, asta e necesar, pentru că mai este mai multe probleme acolo, cu aerisirea este o problemă, dar câte un pic am mai făcut și noi ce. Mulțumim părinților că mai contribuie și ei ce pot. Ce trebuie să știe un dansator adevărat din experiență? Un dansator adevărat? O întrebare bună?
dar să realizeze ceea ce spun eu acum. Să fie ascultător, să fie un bun educat, să știe locul lui, unde este locul lui, ceea ce spune un coreograf, nu contează cine e coreograf, că trebuie de făcut așa și așa, trebuie să depună și atunci el să fie, să asculte în primul rând, să se facă ceea ce vorbește conducător. Dar iar vorbim iarăși un lucru că depinde și de conducător. Când un conducător bun și dansator bun este. Conducător mai puțin bun și atunci și dansator tot mai puțin bun. Dar un coreograf ce trebuie să știe? Un coreograf toată viața trebuie să învățăm. Cerinți sunt și noi trebuie să ne mai învățăm și noi. Ca să ne învățăm ceva, de atât am vorbit mai puțin mai în urmă, că trebuie coreografii să ne mai adunăm, să ne mai consultăm ceea ce facem, ceea ce... Deci asta trebuie să fie o colaborare între coreografi, ca să fie o înțelegere ceea ce dorim noi coreografii, ca noi să putem să facem cu copiii noștri. Dar aveți ceva regrete din activitatea profesională? Așa? Regrete? Nu vreau să vorbim pe tema asta, pentru că regrete... N-am, dar fost ca tânăr specialist, promisiunile care mi s-au propus, care trebuia să mi se propună, n-au fost, asta cea mai mare. Și încă un lucru care, fiind noi luăm medala de aur, toată Republica, că mulți copii au luat din acești muzicanți, acei interpreti, au luat medalia de aur din Republică, a fost premiați în Palatul Național, la televizor, la ansamblu Izvoraș. Asta mă doare. Și în ziua de azi mă doare pentru că nu s-a simțit, nici localul nu s-a simțit, pentru că parcă nu eram a nimănui. Dar medalia de aur s-a dus în calculul și atunci nicio reacție, nici nimic n-a fost ceva să... nu vreau să ne aduc aminte lucrurile astea. Dar am trecut peste asta și nu regret. Nu regret pentru că politica e politică, noi nu suntem în politică. Noi suntem în cultură. Facem cultură, nu politică. De ce nu ne-ați ales dansuri populare? Ba, mă duce capul și tot. Dacă cunoști dansul populare bine, restul faci tot. Și același de gală, și același de stradă, faci tot. Pentru că dansul popular, cel mai bogat din mișcări și numai puțin le preface. Și depinde de coreograf. Părinții știu ce aleg. Vor dansul popular, merg la dansul popular. Vor dansul de gală, merg la dansul de gală. Copilul atunci când îi dai și de gală, îi dai și de asta, diferite caractere. Și atunci distrugi. Noi distrugem copiii, noi nu știu ce vrem. Să cerim de la dansul. De atâta trebuie părinții să fie atenți ce vor, ca copilul să nu distrugem, că nu cunoaște nimic. Facem și noi ca la angajat la lucru. Ce știi? Tot. Mulțumesc. Dumneata ce știi? Păi știu să spun cărămidă. E bine, stai. Acel care știi multe, nu știi nimic. Asta e. Și dacă ați avea un cuvânt de final despre dans, despre artă? Trebuie să păstrăm ceea ce este. Ceea ce am luat noi la bătrânii noștri. Trebuie să păstrăm, trebuie să promovăm tineretul mai departe, ca să ducem cultura. Să nu se uite niciodată. Istoria dansului trebuie să fie istoria dansului. Mai ales la noi, la Sud, care noi tot avem. Toate colectivele dansează din Republica Moldova, toți dansează dansul de la Sud, dansul de la Sud, dar dansează cu totul altceva. Dar asta e. Bun, noi vă mulțumim de interviu. Plăcere. Și mult succes în continuare la tot ceea ce faci, să aveți o muncă vizibilă și apreciabilă. Mulțumim. Și noi, stimați servitori, ne vedem în următoarea ediție a emisiunii Direcția Succes. La revedere!